Salutare, prieteni, eu sunt Broadheader. Zilele trecute cineva m-a întrebat pe YouTube dacă poate pescui cu arcul la noi în țară și m-a surprins întrebarea și mi-am dat seama că nu am făcut niciun clip cu explicații despre pescuitul cu arcul, motiv pentru care, uitați-mă. Bun, ca să pescuiești cu arcul îți trebuie, logic, un arc, fie dedicat pescuitului, fie un arc normal, o săgeată de pescuit și accesorii, mulinetă, fir, ce și eventual ce alte chestii mai vrei tu să spui pe el. Eu am să vă prezint cum am făcut eu montura și cum am accesorizat eu arcul pentru pescuit. Puteți face ca mine, puteți să faceți altfel, nu e nicio problemă. Așadar, arcul îl știți cu toții, nu are rost să vi-l mai prezint, e un arc compound marca Diamond Infinite Edge. Hai să vorbim un pic despre săgeata de pescuit. Săgeata de pescuit, fie vi-o confecționați și vi-o faceți singuri, vi-o adaptați singuri, fie o cumpărați gata, făcută și dedicată pescuitului cu arcul. Ceea ce am făcut și eu, sincer, le-am făcut pe ambele. Pardon. Când mi-am adaptat o săgeată pentru pescuit, am urmărit un clip pe YouTube și m-a dezamăgit, nu merge. Așa că am recurs la o săgeată de pescuit dedicată. Așa arată una. Sper să focalizeze pe vârf. Hai mă. Da. Da? Este un vârf de pescuit cu ghiare sau cu barbetă, cum vreți să-i spuneți. Este o săgeată prezentă. Este o săgeată confecționată din corpul, este din fibră de sticlă, este plină, e grea, vine echipată din magazin cu noc. Hai, e greu cu camera asta că focalizează, în fine, încerc să nu mai apropii. Are noc, are un opritor pentru acest inel culisant, inelul culisant și, bineînțeles, cel mai important, vârful de pescuit. Le găsiți pe toate site-urile de tir cu arcul și accesorii de la noi din țară. Ea costă cam de la 70 de lei în sus, bucata. Puteți alege să le cumpărați fie doar shaft-ul din fibră de sticlă și separat vârful cu noc, cu opritor, cu inel, cu lisant, sau o cumpărați gata făcută. Va ajunge un pic mai scump, dar sincer, mai ieftin ieșiți dacă o luați gata făcută. Așadar, cum funcționează? Acest vârf, vârful de pescuit, este format din trei piese. Vârful, capul vârfului, barbeta sau gheara și corpul vârfului. Hai, focalizezi. Hai, mă. Bun. Gheara, observați că este mobilă, se mișcă. Am înțepat peștele. Gheara s-a tras și nu poate să scape peștele. Am adus peștele la mal și vrem să scoatem săgeata din el, deșurubăm capul vârfului, fie de tot, fie parțial, și am întors gheara în sensul invers și am scos săgeata din pește. O dăm în poziția inițială și înșurubăm la loc. Și gata. Suntem pregătiți pentru o nouă înțepare. Inelul culisant este prevăzut pe săgeată pentru a acționa pe post de mecanism recuperator sau parte componentă a mecanismului recuperator. Este prevăzut cu două orificii, două găuri. Eu am prins o bucată de fir, cum este și normal. Puteți alege dintre fir împletit, sintetic și nylon. Eu am o bucată de nylon groasă de 0,4. Sincer, sunt foarte mulțumit de ea. Dublă buclă la capete. Da? De fapt, capetele prevăzute cu not cu buclă, astfel încât îmi este mult mai ușor să prind și să o scot de pe firul principal. Și opritorul. Opritorul, evident, are rol de a opri săgeata, ca să nu pierdem săgeata în momentul în care
Pește o ia la fugă. Un sfat. Atunci când trageți, când pescuiți cu arcul, inelul cu lisant trebuie întotdeauna să fie poziționat înspre vârf, niciodată în spate, lângă noc. De ce? Explicația e simplă. Fiind înspre vârf, firul, da, de care este prins, este liber. În momentul în care suntem gata de tragere, armăm, da? Iată, firul e în față. Sprijinul de săgeată e undeva pe aici, cam unde e degetul meu. E, nu mă încurcă cu nimic. A plecat săgeata, ia fir, se duce opritorul automat în spate, începe să ia fir și se duce în apă, lovește peștele. Dacă pun opritorul în spate, lângă noc, automat când va pleca săgeata, se va exa riscul ca firul să se încurce în sprijinul de săgeată sau să devieze traiectoria, să se agațe de arc și, Doamne ferește, să ricoșeze, să tragă săgeata înapoi, să ne lovească, etc. De aceea, eu personal vă recomand și în toate clipurile de pe YouTube unde o să vedeți, inelul cu lisant se poziționează în față atunci când trageți. Repet, nu e foarte scumpă. Prețurile încep de la 70 de lei pe magazinele online de la noi din țară. Ce puteți face ca o soluție de moment, și credeți-mă, sincer vă recomand, doar de moment, este să vă adaptați o săgeată. Și cum faceți asta? Vă explic cum am făcut eu. Am luat o săgeată standard din carbon. Este vorba de un Easton Powerflight. I-am lăsat penele, nocul și i-am făcut două modificări. Una la vârf, așa se vede acum mai bine. I-am sudat două cuișoare, astfel încât atunci când agață să nu pierd peștele. Și i-am dat o gaură. Am perforat corpul săgeții. Așa. Se observă unul din orificii și în capătul celălalt am umplut cu material. Mi se pare niște vată, nici nu mai știu ce am pus, cu super glue. Proastă improvizație. Vârful, în schimb, este ok. Este foarte, foarte tare. Mie mi-a plăcut. Nu l-am făcut eu personal, am avut un maestru, un meșter care s-a ocupat. Probleme. La astfel de improvizații, săgeata fiind din carbon este foarte ușoară, nu are energie cinetică foarte mare, nu are putere de penetrare foarte mare. Față de un pește, credeți-mă, îl va penetra, că până la urmă o săgeată de asta din carbon, săgețile din carbon sunt folosite la vânătoare. Deci, la greutatea ei, perforează, trece prin mistreț, prin elan, prin animale, prin vânat foarte mare. Așa că printr-un amărât de pește, mă îndoiesc că n-ar trece. În schimb, nu aveți inelul cu lisant, va trebui, penele vor acționa sau corpul săgeții în sine, prin orificiu pe care îl dați unde veți lega ața, sau capătul nailonului, sau eu știu ce vreți voi să legați, eu am făcut cu un opritor improvizat. Veți distruge corpul săgeții. În momentul în care veți trage și înțepați peștele și se zbate, să spunem că nimeriți un pește mare, se zbate, va începeți din mișcarea lui, se va roate din corpul săgeții, ceea ce va duce într-un final la distrugerea ei. Și riscul de a pierde săgeata cu tot cu pește. De aceea v-am spus că se merită ca improvizație, doar ca improvizație de moment. Oricum, vârful a ieșit mișto tare, din păcate nu pot să-l mai scoat. Vă spuneam că vă trebuie și o mulinetă. O mulinetă de cumpărat pentru arc este destul de scumpă. Dacă nu mă înșel, prețul urcă undeva pe la 2, 3, 4, 5 milioane, ceva de gen. 503. Ce puteți face? Este o improvizație pe care am făcut-o și eu și chiar funcționează. Și anume, pe arc, dacă aveți stabilizator, cum am eu, folosiți un PET de jumătate de litru. Îl introduceți pe stabilizator
de gura petului, sticlei, legați firul, da? Faceți un dublu, triplu nod. Capătul nailonului, firului, îl legați de corpul arcului, da? Mai toate crosele de arc au spații libere de unde puteți lega. Atenție, firul să-l mențineți continuu, neîntrerupt. Deci o singură bucată de fir, să spunem, de 35 de metri. Îl luați, capătul, începeți prin a lega întâi capătul firului de corpul arcului, de crosă, de mâner. Continuați apoi legând și asigurând petul, gura petului, pe stabilizator, după care începeți și înfășurați firul pe corpul sticlei. Și practic aveți mulineta. Și la capătul celălalt al firului faceți un nod cu buclă. Da, deci nu faceți un nod de la standard, faceți un nod cu buclă, astfel încât să puteți scoate și smonta destul de repede firul de pe săgeata de pescuit. Și cam astea sunt improvizațiile pe care le puteți face pentru a putea pescui cu arcul. Fără ele nu puteți să pescuiți. Degeaba săgetezi peștele dacă n-ai fir, n-ai ață pe săgeată, n-ai nylon să o recuperezi. Degeaba săgetezi peștele și ai săgeata echipată cu nylon, cu tot, dacă nu ai vârf cu crăcani, cu ghiare, ca să oprească peștele să iasă. Se poate pescui folosind și săgeți simple din lemn. Și aspectul cel mai important pe care trebuie să-l aveți în vedere atunci când pescuiți cu arcul în România este că, în conformitate cu OUG 23/2008 actualizată pe 2017, nu puteți pescui cu arcul în râuri, în pârâuri, în fluvii, în Marea Neagră, în lacuri, în bălți, în mlaștini care s-au format în mod natural. Puteți pescui cu arcul pe bălți private sau în areale artificiale. Care sunt arealele artificiale? Le găsiți în OG 23, menționat mai devreme. Cel mai bine este să vă puneți la adăpost pentru a nu avea probleme cu legea. Nu vreau după aceea să îmi reproșați, băi, că l-am ascultat pe Broadheader și eu uite că am pescuit cu arcul și mi-au făcut dosar penal. Nu. De aceea vă atrag atenția asupra acestui fapt. Repet, pescuitul prin harponare, înțepare, greblare și alte procedee prevăzute în actul normativ sunt interzise și constituie infracțiune de braconaj, dacă nu mă înșel. Inclusiv pescuitul prin înțepare, în cazul nostru cu arcul. Așadar, nu pescuiți cu arcul în râuri, fluvii, Marea Neagră, pârâuri, ape de munte naturale, lacuri, bălți, mlaștini naturale, chiar și canalele de irigații, din câte am înțeles și m-am sfătuit cu niște prieteni juriști, constituie areale naturale. Cel mai bine, vă duceți pe o baltă privată, achitați suma de bani și pescuiți cu arcul, dacă este de acord proprietarul. Și cel mai important, nu uitați, în luna mai, dacă dă Dumnezeu să meargă totul bine și să nu apară evenimente neprevăzute și alte probleme, în luna mai, la show-ul aviatic Borș de Pește, organizat în județul Brăila, pe aerodromul de la Vădeni, mă voi întrece cu un avion de mici dimensiuni, săgeata mea versus un avion pe o distanță de 100 de metri. Să vedem care va fi rezultatul, cine va fi mai rapid, avionul sau săgeata mea. Abonați-vă la canalul de YouTube Broadheader, vă mulțumesc celor care deja ați făcut-o, vă aștept în număr cât mai mare, vă promit că voi încerca să postez clipulețe, filmulețe cât mai interesante. Lăsați-mi propuneri, lăsați-mi comentarii, propuneri în comentarii despre ce ați vrea să vedeți, dar cu oarecare reținere, având în vedere că nu mă sponsorizează nimeni și majoritatea clipurilor și a investițiilor pe care le fac pentru realizarea clipurilor, le fac din buzunarul propriu. Așa că dacă vrea cineva să mă ajute să mă sponsorizeze cu săgeți, că ăsta e singurul lucru care îmi trebuie, cam în proporție de 80%, accept cu mare plăcere.